România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De ieri a intrat în vigoare noua legislație privind prețurile la gaze și la energie electrică. Avem în față un sistem dublu propus după eșecul inițial al reglementărilor PNL și PSD. Acest nou sistem stabilește prețuri maximale la curentul electric și la gaze, dar și niște intervale de consum în care prețul este plafonat. Statul le va plăti furnizorilor diferența. Teoretic ar trebui să meargă, dar așa era și data trecută și nu a mers. Au fost sute de mii de facturi greșite sau neplafonate, care acum trebuie recalculate. De ce ar merge acum? E o primă întrebare. Și ia guvernul cele mai bune măsuri? Eu am o îndoială, căci lipsa de experiență pare a fi cronică în unele posturi. Și văd în fața mea așa facturi cu prețuri plafonate care sunt prea mari, facturi care nu pot fi suportate nici de clasa de mijloc din România și, de asemenea, o uriașă problemă a contractelor noi. Zeci de mii de familii se află la final de contract și primesc oferte cu cifre de 6 ori mai mari, de exemplu. E adevărat, sunt protejate până la finalul lui martie, dar ce te faci de atunci încolo? Și e o întrebare aici. Mergem cu piața reglementată sau liberalizată? Lângă mine se află expertul în energie, Răzvan Niculescu, care este fost președinte al Agenției Europene de Reglementare în Energie, adică ANRE-ul european. Adică cine ar fi trebuit să vorbească la noi săptămânile astea și a lipsit cu desăvârșire? Așa că v-am adus pe omul care a condus instituția asta în Europa. Bun găsit, Răzvan Niculescu. Mulțumesc pentru invitație și bună ziua celor care ne ascultă. 0372069599, imediat vă dau și întrebările, dar înainte știți tipicul când avem invitații aici la România în direct, o să-l întreb eu pe domnul Niculescu 2-3 lucruri, după care voi sunteți liberi de a intra în dialog cu el. Sper ca sfaturile, opiniile și soluțiile pe care o să vi le adreseze el să fie funcționale și utile pentru voi. Așadar, domnule Niculescu, schema asta nouă va funcționa? O să fie mai bine decât în decembrie și ianuarie? Eu sper să fie mai bine. În decembrie și ianuarie s-a întârziat foarte mult cu normele de aplicare. Au fost și niște clarificări de la Ministerul de Finanțe care au venit mai târziu decât ar fi trebuit pe această lege adoptată de Parlament cu foarte largă majoritate. Acum nivelul de protecție este mai mare, nivelul de protecție socială este mai mare, iar acele norme există. Deci premisele sunt mai bune. Ok, deci plecăm de la o idee că, domnule, se va întâmpla să funcționeze. Oamenii au învățat ceea ce s-a întâmplat, puneți mai curând pe seama unei lipse de experiență, a unei lipse de pregătire sau lipse de infrastructură pentru primele luni. A fost o problemă, e clar, cu normele de aplicare. A fost și o problemă legată de infrastructură, cu modul cum au fost emise facturile, care sistem IT trebuia adaptat într-un timp foarte scurt. Eu cu sistemul în sine, nu e un sistem în care să cred foarte mult, mi se pare un sistem extrem de complicat. Într-o țară ca a noastră, care are niște probleme structurale, deci eram adeptul unui sistem mai simplu, acordarea unor vouchere, dar, în fine, este sistemul acesta adoptat de Parlament, acum să vedem, sper să lucreze și să producă efectele dorite. Adică, avem un preț maximal la energie și gaz, nu? La unul e 1 leu, la celălalt e 0,38, dacă nu înșel. Nicio factură, ca să înțelegem exact, nicio factură nu are voie să calculeze prețurile mai sus de acest leuț, să zicem. Da, dacă prețurile sunt mai mari, mult mai mari, statul trebuie să deconteze. Statul deocamdată n-a făcut nicio decontare, apoi este acel plafon, când îl depășim, contoarele nu se citesc lunar, trebuie disciplină și la citirea contoarelor, multe dintre contoare sunt vechi, s-au făcut actualizări, că ați văzut facturi foarte mari, au apărut și din cauza faptului că nu s-au citit contoare luni, poate chiar ani, și le-au citit după o perioadă lungă de timp și atunci au apărut acele facturi uriașe.
Deci sunt niște probleme de funcționalitate, de asta eram adeptul, vă repet, a unei soluții mult mai simple. Asta în cazul în care ne dorim și să-i ajutăm pe cei care au nevoie mai mult. Pentru că sistemul actual îi ajută cam la fel pe toți. Ori sunt printre noi oameni care au nevoie de un ajutor mai mare din partea statului decât aș avea eu, de exemplu. Aha, asta e bine de știut, că această plafonare funcționează universal. Dar pentru dumneavoastră, de exemplu, puteți să consumați mai mult, adică nu trebuie să stați în... Sau am venituri mai mari. Pot să consum la fel ca o persoană care are venituri mai mici, atunci statul ne tratează la fel. Plus că mai sunt niște categorii în România, cei care ard lemne, cei care se încălzesc pe păcură. Noi ne preocupăm acum doar de gaz și energie electrică. Deci, din punct de vedere echitate, cred că erau sisteme și metode mai bune, dar, repet, cel mai important lucru în acest moment în care ne aflăm este ca lucrurile așa cum au fost făcute să funcționeze. 0372069599. Imediat deschid dezbaterea. Repet telefonul ca să fiți alături de noi. 0372069599. Pilonii discuției noastre astăzi sunt așa: cu cât vi s-au mărit facturile la energie electrică și gaze? Puteți suporta noile prețuri la energie? Dacă ați avut probleme de facturare, puteți să ni le spuneți ca să înțelegem cum funcționează sistemul? Și atenție, știu că e o întrebare care frământă pe foarte multă lume. Foarte multă lume e la final de contract. Da? Și primesc oferte noi, care oferte noi sunt de 5-6 ori mai mari decât ce aveau inițial. E adevărat, prețurile sunt plafonate acum, dar la un moment dat nu vor mai fi. Și întrebarea esențială pentru anul viitor, cu asta să-și bat capul PNL și PSD acum și se acuză reciproc, este ca dacă piața trebuie să fie reglementată un an de zile de acum încolo sau doar până la sfârșitul martie și după aia mai stingem din lumini, cum s-ar spune că închidem căldura. Dar înainte de a da drumul, Mihai, știu că ești acolo. Această întrebare și pentru dumneavoastră, Răzvan Niculescu. Reglementat sau liber după martie, când practic o să vină lucrurile mai complicate? Din punctul meu de vedere, e bine ca să existe piață, sunt un susținător al acestui lucru, dar cu condiția ca noi să avem capacitatea instituțională să-i protejăm pe cei care au nevoie. În special categoria nevoiașă de la populație, care nu e deloc mică în cazul României, și apoi și agenții economici, că vorbim de IMM-uri sau că vorbim de consumatori mai mari. Deci trebuie să fim siguri că avem această capacitate. Al doilea lucru, și eu aștept o clarificare din partea autorităților, trebuie să spunem unde-s banii în aceste creșteri. Pentru că noi, țara noastră, trăim într-o situație avantajoasă în raport cu alte țări. Noi nu suntem ca ungurii, de exemplu, care cumpără tot gazul de la ruși. Noi ne producem mare parte din gazul pe care îl consumăm și aproape toată energia electrică pe care o consumăm, fiind într-un clasament Eurostat pe locul 2 în Uniunea Europeană, printre cei mai puțin dependenți de importuri. Noi și Danemarca stăm cel mai bine. Deci, noi trebuie să identificăm unde sunt banii, dacă sunt la stat, dacă sunt la companii de stat, dacă sunt la privați, dacă sunt la intermediari. Ori, într-o situație excepțională, trebuie să știm unde sunt banii și banii trebuie redistribuiți, trebuie dați înapoi celor care plătesc aceste prețuri. Multă lume se va întreba așa, Răzvan Niculescu, păi dacă avem toată energia care ne trebuie, de ce plătim atât de mult? Asta vă spun. Plătim atât de mult pentru că piața noastră este interconectată, e o realitate. Prețurile n-au crescut doar la noi, prețurile au crescut în Europa, prețurile au crescut peste tot în lume. Sunt niște cauze globale, sunt niște cauze europene și avem și niște probleme la nivel național. Dar noi, pentru că ne producem energia în foarte bună măsură, noi ar trebui să fim cei mai puțin expuși acestor fluctuații provenite din exterior. Și avem la dispoziție două modalități. Ori dăm bani înapoi, ori blocăm prețurile. Bun. Răzvan Niculescu este fostul președinte al Agenției Europene de Reglementare. Sunt multe întrebări și pe Facebook, le-am văzut, o să încerc să vă adresez de acolo. Chiar îmi notez dintre ele, pentru că și eu sunt interesat de foarte multe dintre ele. Sper să dăm sfaturi. Explicații, că sfaturi nu știu dacă suntem măsură să dăm. Hai să vedem de unde pornim toată discuția asta. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct.
Bună ziua, salutare. Numele meu este Mihai, vă sunt din Pitești. Da, într-adevăr, eu sunt unul dintre cei care în luna noiembrie a fost preluat automat de către un furnizor de ultimă instanță la gaze, pentru că furnizorul meu de gaze a intrat în insolvență, nu a mai putut livra serviciu. Bun, întrebarea mea este de ce autoritățile statului nu au intervenit și în momentul în care eu și alții, cred că 100 și ceva de mii de abonați, au fost preluați de acest furnizor de ultimă instanță, am fost preluați cu prețuri foarte mari și nu au fost respectate prețurile pe care noi le aveam în contract cu furnizorul anterior. Într-adevăr, factura mea la gaze a venit în funcție vreo, dacă nu era compensată, era 4.700 de lei și apoi a fost 2.300 de lei. 2.300 ați avut? De, da, 2.300 compensat, necompensată era aproape 5.000 pe o perioadă de câte luni? 50 de zile. Aha, deci două luni, cum ar veni? Ar fi venit 1.200? Aproximativ, da. 538 de metri cubi consumați de gaz și m-am uitat pe factură, un preț a fost cu 0,76, iar altă linie în factură, prețul la gaz a fost 1,12. Deci, nu am niciun fel de comentariu, dar da, asta este întrebarea mea. De ce am fost preluați automat un preț foarte mare și nu s-a respectat prețul din contract pentru că aveam un contract cu un furnizor? Mulțumesc. Furnizorul acela mai există? Există, dar nu mai are licență de gaz. Din păcate, la noi există o problemă structurală în a acorda aceste licențe. Deci până a o pierde, avem o problemă cum le dăm. Le dăm foarte ușor. Iar acel furnizor care a avut licență și care a semnat un contract de bună credință, el nu avea garanții care să poată fi executate, nu avea nimic. Trebuia să arate că are 2-3 oameni care au lucrat în domeniul gazelor naturale și că la un moment dat a avut 500.000 sau 1.000.000 de euro în cont, nici măcar sub formă unei scrisori de garanții. Apoi, pe legislație, el dispărând, întrerupându-vă contractul, pierzând licența, apoi ați trecut într-un sistem de furnizare de urgență, unde prețurile sunt mai mari. Teoretic ați putea pleca de acolo și semna un alt contract, nu puteți și nu cred că e bine să rămâneți captivi acolo. Cred că în piață puteți găsi un alt contract, dar sunt convins că problema dumneavoastră este generată și de faptul că între timp prețurile au crescut mai mult, iar contractul inițial pe care l-aveați era mai bun decât ați putea obține acum ca și ofertă pe piață. Deci, practic, e o victimă, Mihai, în fața unui... Este o victimă, din punctul meu de vedere, al modului în care se dau licențe în România de furnizare. Ar trebui, ca o astfel de situație, să-i execuți și să-i plătești compensații lui Mihai sau altora din această categorie. Slabiciune. Nu ai ce să execuți. Ei doar licența, n-are nimic. Are un calculator, un sediu închiriat și poate o mașină leasing. Ghinionul, Mihai, este că acum pe piață nu vei găsi un contract mai avantajos. Asta m-am uitat și da, eu pe oferte. Total de acord cu dumneavoastră. Nu, adică despre asta vorbesc eu în momentul, o să exprim eu opiniile politice. În momentul în care vezi numiri la NRE de mecanici agricoli pe principiul n-a mai prins loc în Parlament, atunci trebuie să ne ridicăm un semn de întrebare. Nu-ți fac niciun reproș, Doamne ferește. Dar atunci mintea noastră ca societate trebuie să ridice un semn de întrebare. Bă, cum o să rezolve asta problema asta? Care e o problemă complicată. 2.300 de lei, oricum ai dau o factură imensă. Da. Și probabil că sunt mulți ca tine. Adică sunt zeci de mii de cazuri în situația asta. Îți mulțumesc tare mult. O să încerc să iau cât mai multe telefoane. Ioan, salutare. Ești la România în direct alături de Răzvan Nicolescu, expert în energie. Ioan. Alo. Salutare. Alo, da. Vorbește mai tare, te rog. Salutăm. Ioan, sunt din Târgu Neamț. Mă auziți? Da, te ascultăm. Deci, în legătură cu facturile, este o hoție a statului român asupra oamenilor. Și PSD-ul și PNL-ul au zis că nu vor baga taxe. Asta este o taxă obligatorie care o plătește fiecare românaș. La gaz. Îmi citesc contorul și am dat indexul pe 15 al lunii. Trebuia, după calculul meu, să primesc
1500 lei la plată. Am primit 2500. Cu cine să mă lupt? Cu cine să mă zbat? Cu cine să... unde să mă adresez? Nu am cui să mă adresez. Pentru că știu. Banii ăștia, statul îi ia, pentru că nu au bani de salarii, de pensii speciale și de alte coții care le fac. Și pe noi ne strânge de gât. Eu trebuie să măresc prețul acum la, la beneficiarul meu. Beneficiarul meu sus, nu pot să stau decât 5% creștere de preț. Pentru că nu mai afacere ai. Ioan, asta e o afacere, nu? Confecții metalice. Confecții metalice. Deci ăsta e prețul, da. Când ți-ai verificat tu contoarul, ăsta era prețul pentru o firmă, 1500 de lei și ți-a venit 2000. Încălzirea la cu gaz. Da. La energie a venit prețul corect. Deci, ce face statul? Deci, în momentul în care aveți orice fel de suspiciune legată de factură, sfatul meu este imediat semnalați în primul rând furnizorului. Și spuneți, dacă se poate înscri, spuneți, domnule, eu cred că aici este o greșeală. După ce ați semnalat rapid furnizorului, dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit, imediat trebuie să vă adresați în scris Autorității de Protecție a Consumatorului și ANR. Au obligația legală să vă răspundă. Stănescu, nu? Stănescu sau celălalt care e în concediu. Are și angajat, să știți că nu lucrează doar. Lăsați, știți ce angajați au. Altceva vreau să vă mai spun. Statul român își lucrează împotriva noastră. Energie este monopol de stat. Foarte puțin. Nu ne dă voie, de exemplu, să investesc pe un curs de apă, să preiau o cantitate de apă, să-mi fac o micro-hidrocentrală. Când m-am dus la Apele Române să-mi dea contract, să semnez cu ei un contract de să plătesc, așa, mi-au dat un preț pe care am zis, domnule, mă las tot cu bașul, că am zis că nu merită să fac investiția. Și sunt în cursuri de apă în România în care ar trebui exploatate și să avem curent. Stai un pic, că ai introdus două lucruri pe agenda și vreau să le lămuresc un pic pe amândouă și cer lui... Răzvan Nicolescu, întâi de toate, asta e o soluție? Adică da. Da? Da. Deci asta este soluția din punctul meu de vedere și aici ar trebui oamenii ajutați. Nu știu dacă, nu mă pronunț pe cazul cu râul, nu știu, da. Trebuie respectate niște standarde, inclusiv de mediu, dar să devină IMM-uri, cum este IMM-ul despre care vorbim, să devină autoproducător, să-și producă singur, este un lucru la care statul nu numai că ar trebui să-l, ar trebui chiar să-l susțină financiar, numai să-l accepte. Chiar să-l susțină financiar, dacă vine cu măsuri de reducere de consum și dacă vine cu măsuri de a-și produce singur energia. Deci, da, clar, trebuie ajutat. Ok, asta e o dată. Și al doilea lucru, stai un pic, Ioan, că ai pus ceva pe agenda și e foarte important că multă lume care te ascultă, sunt 500 de mii de oameni, o să înțeleagă așa, spune că acești bani mari sau facturile astea mari, banii ăștia mulți, sunt dați statului. Dar, de fapt, cât reprezintă taxele din facturile astea, din ce vedem acum? Ca să avem o idee și aici. Nu, stai că vreau un răspuns precis, Ioan, te rog. Deci aici trebuie făcut un calcul. În primul rând, dacă prețul crește de 3 ori, imaginați-vă că TVA-ul a crescut de 3 ori, da? Ok. Clar. Apoi, piața de producție de energie electrică este 80% dominată de companii de stat. Piața de producție de gaz natural este dominată 60% de Romgaz, unde statul are 70% și apoi 40% de Petrom, unde statul are 20%. Deci, banii ar trebui să fie aici. Dacă nu s-au făcut niște tranzacții și dacă nu câștigă intermediarii, banii ar trebui să fie la stat. Și statul ar trebui să se comporte corect și să-i dea înapoi. Eu nu sunt pentru formule de-asta de taxare ascunse, pentru că pot să genereze niște efecte foarte, foarte periculoase în economie. Să creștem inflația, să creștem, să ducem la falimente. Trebuie să fim foarte atenți cu lucrurile astea și sper că în România nu există adică cineva care să... Ați fi de acord, Răzvan Nicolescu, cu reducerea TVA-ului în această situație? Reducerea TVA-ului poate să fie una dintre soluții. Deci, repet, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple. Dăm bani înapoi. Identificăm unde-s banii, îi dăm înapoi sau blocăm prețurile. Eu sunt pentru opțiunea 1, să încercăm să dăm bani înapoi și să-i dăm în special celor care au nevoie, da? Dar dacă nu, blocăm prețurile. Ok, ăsta e un răspuns. Te rog. Toți avem nevoie de bani.
Deci toți avem. Eu dacă plătesc factura asta de gaz până voi recupera eu banii de la furnizor, trece o perioadă de timp. Ca 10 milioane, dacă nu-i rulez, e pierdere, nu? Foarte bună observație. Stați o secundă că vreau să lămuriți pe asta. Răzvan Niculescu, ce să facă omul cât depune plângere? Deci în loc de 1500 cât estima el, i-a venit 2500, face plângere. ANRE, ANPC, furnizor și așa mai departe. Are termen de scadență. Instituțiile astea o să răspundă dincolo de termenul de scadență. Să plătească sau să nu plătească? Care e situația acum? Din punctul meu de vedere, trebuie mers cu, la maxim cu termenul de plată, dar eu nu încurajez neplata. Deci nu încurajez neplata pentru că uneori putem să credem că avem dreptate și de fapt să ne înșelăm. Și atunci ne putem trezi cu că facem noi o greșeală. Deci o greșeală nu se poate repara printr-o altă greșeală. Avem un contract, trebuie să respectăm, să respectăm regula. Ok, am înțeles. Ioan, dacă sper că putem să nu plătim în prima zi și nu e nicio penalitate, așteptând zile, răspunsul, mă duc în cele 30 de zile în termen. Dar eu nu încurajez neplata, eu nu încurajez astfel de lucruri care ne pot costa mai mult. Mulțumesc tare mult, Ioan. Sunt alături de Răzvan Niculescu, fostul președinte al Agenției de Reglementare Europene în privința prețurilor la, și mă rog, acestei piețe foarte importante. Silvia, salutare! Bună ziua! Suntem și eu împreună cu părinții mei în situația în care a fost antevorbitorul, primul de fapt, preluați de furnizor de unică, ultimă instanță, de la un altul, și pentru 2 luni de zile am avut două facturi însumând 3.000 de lei. Puțin peste 3.000 de lei pentru 2 luni, fără 10 zile. Problema mea rezultă și din faptul că suntem două familii, un imobil, o casă și un singur contract. Consumul de peste 500 de metri cubi a fost pentru două familii. Există vreo soluție pentru a beneficia de compensare, având în vedere că sunt niște consumuri maximale pentru a beneficia de compensare, factura a fost plafonată. Deci dacă n-ar fi fost plafonată, s-ar fi dus undeva la vreo 7.000 de lei. Deci ăsta e preț plafonat, ce ne-ai spus tu, 3.000 da, de lei, da, două familii. Da, plafonat. Plafonat pe contractul pe care îl avem. Dar pentru că, pentru că sunteți două familii, da. Nu s-a... Deci consumul a fost pentru două familii, dar factura a fost una singură. Vedeți, de asta formula despre care vorbesc de a da oamenilor direct bani sau voucher este exact. Mult mai corectă, pentru că în situația în care sunteți, mecanismul de protecție a statului nu vă ajută. Probabil acolo aveți o înțelegere cum aveți un singur contor, nu sunteți acoperit. Există un singur contor, da. Un singur contor, un singur contract, practic sunt părinții mei, dar au și ei, beneficiază de încălzire de la aceeași centrală, dar sunt două cărți funciare distincte, un singur imobil. Mă gândesc că poate mai sunt și alte clădiri multifamiliale. Da, sunt astfel de clădiri, cu același lucru s-au confruntat și IMM-urile. IMM-urile care, de exemplu, erau în mall-uri. Mall-ul nu era IMM, plătea tarif mare, refactura la IMM-uri care nu puteau să beneficieze că nu aveau contractul inițial. Contract direct. Dar în cazul nostru există un contract, bine, la fel, preluați ca și furnizor de ultima instanță de un altul. Între timp am făcut un alt contract, de la 16 ianuarie am fost preluați de un alt furnizor, bineînțeles cu tarif mai mare decât am avut inițial, dar era cel mai bun la momentul ăla ca și tarif. Dar e foarte interesant că statul, deși aceste cazuri sunt multe, uite, mă gândesc la blocuri, da? Unde sunt oameni cu o singură centrală, să zicem. Deși statul a avut în față această situație, ăsta e un vid de legislație teribil, adică cum nimeni din Parlamentul României, oameni care s-au uitat pe asta, n-au putut să gândească că sunt mai multe familii la un loc și că nu intră în normele alea de consum, adică... Da, nu, este o scăpare legislativă. Nu, astfel de situații nu s-a acoperit. Incredibil. De exemplu, belgenii au adoptat un sistem ieri prin care au hotărât să dea fiecarei familii 100 de euro. Pentru treaba asta? Pentru facturi. Și cum vin banii? Adică ți-i trimite cec în poștă, ți-i distribuie sau ți-i taie din factură? Îi taie din factură. Ok, deci fiecare factură care vine în Belgia scrie minus 100. Da, și-au redus TVA-ul și au dat 100 de euro pe lună la fiecare factură.
E un sistem în scări sociale sau e un sistem pentru toată populația? Cred că e un sistem pentru toată populația. Pentru toată populația. Din punctul meu de vedere ar trebui să fie în scări, pentru că, repet, părinții mei sunt pensionari, sunt foste cadre didactice. Eu am lucrat mulți ani în mediul privat. Câștigurile mele sunt mult mai mari în raport cu câștigurile lor. Nu mi se pare normal să fim protejați în același fel. Silvia, cum... Noi o să spunem astăzi la radio, colegii mei o să preia o știre și o să atrag atenția asupra acestui vid legislativ. Dar voi, ca familie, cum o să procedați în perioada următoare? Noi deja am plătit aceste două facturi. Okay. Așteptăm cu interes să vedem ce se va întâmpla de la 1 februarie, pentru că vom încerca să ne încadrăm în acel plafon de 250 de metri cu ambele familii, dar va fi foarte, foarte greu. Da, mi-e teamă că la deci două case... Deci ar trebui să lăsăm câte o singură cameră să o încălzim, astfel încât să încercăm să reducem la maxim consumul. Da. Mulțumesc tare mult. V-am spus în debutul acestei emisiuni, în introducerea ei, că știu pe cineva care, locuind la bloc, închide căldura când pleacă de acasă, deci pe durata zilei, și factura care i-a venit a fost de 700 de lei. Adică 700 de lei pentru 3 camere... E un preț foarte, foarte, foarte mare. Ioan, salutare, ești la România în direct, te ascultăm. Bună ziua, dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Am și o problemă legată de energia electrică. Până în data de 31.12 am avut un contract cu un furnizor de energie. După data de la 1 ianuarie... De fapt, când mi-a venit la sfârșit, acum la mijlocul lui ianuarie factura, am observat că mi s-a făcut un alt contract cu o altă sumă de furnizare, fără a fi înștiințat de către firma furnizoare. Deci am avut până într-un leu sau un leu și ceva, vreau să specific că pentru un spațiu comercial, un magazin alimentar care este înregistrat pe firmă și contractul cu furnizor de energie este înregistrat pe firmă. Și pur și simplu, fără să fim înștiințați sau cel puțin n-am primit nicio înștiințare, ni s-a ridicat kilowattul la 4,45 lei. 4 lei, făcând 4, o sesizare la firma de electricitate, mi s-a spus că, de fapt, trebuia să primăm înștiințarea, că până în 31.12 trebuia ca să alegem un alt tip de contract și cei care nu au ales au intrat automat pe acest nivel de taxare. Oare care este soluția în acest caz în care nu s-a primit o înștiințare de modificare de contract, deci nefiind de acord de fapt cu acest nou contract care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Deci dumneavoastră ați avut un contract, el a expirat la 31 decembrie, da? Da. Apoi o anumită sumă, deci până într-un leu kilowattul. Și era o sumă, deci... era o sumă fixă. Da, exact. Iar acum, prima întrebare pe care trebuie să le opuneți este: sunteți pe un contract de furnizor de ultimă instanță? Ați intrat pe un contract de furnizor de ultimă instanță și sunteți considerat ca fiind un consumator care nu și-a exprimat o opțiune după expirarea contractului și apoi ați intrat exact pe acel tarif exact de... Exact asta ne-a specificat, da. Că nu ne-am exprimat o opțiune pentru a alege un alt contract. Dar odată ce n-am primit o înștiințare, deci nici nu știam că o să intre de la 1 ianuarie o să trebuiască să modificăm contractul cu o altă sumă. O curiozitate, am și un astfel de contract care se prelungește, dar am primit o înștiințare în care spunea că și contractele astea merg automat mai departe, spunându-ți, dacă nu ai obiecțiuni, uite, îți oferim prețul ăsta și considerăm că merge mai departe. Știu că există o automatizare la toate tipurile astea de contract. Chestia că eu am, dacă îmi permite, Cătăline, eu am fost la firma furnizoare și am cerut să mi arate, să-mi demonstrez modul prin care m-a înștiințat, sau modalitate de înștiințare, mi s-a specificat că prin poștă, probabil, acum nu știu dacă am primit sau nu, eu cel puțin nu am primit în poștă această înștiințare de modificare și de... Întrebarea de deci cel mai important lucru este să ieșiți din acel contract de furnizor de ultimă instanță acum.
Deci cel mai important lucru este... Păi tocmai astăzi, de acolo vin și mi s-a spus că momentan nu se poate, doar dacă din momentul acesta o să trec la alt furnizor sau să aștept de la 1 februarie că o să revină la un kilowatt, la un leu kilowatt, ceva de genul ăsta. Dar mie asta îmi pare ciudat, cum să nu poți? Poți să pleci în orice moment, nu? Adică... Da, și mie mi se pare puțin ciudat acest caz. În mod normal ar fi trebuit să vă prezinte oferta de tipuri de contracte pe care le au disponibile în acest moment și să alegeți unul dintre ele care e mai avantajos decât cel pe care îl aveți în momentul de față. Părerea mea este că sunteți în... și aveți un sistem de tarifare cel mai dezavantajos posibil în momentul ăsta. Exact. Exact. Și atunci ar fi trebuit să vă spună, uitați, avem ABC, mai avantajos, este pe piață, vă spun că este un contract de furnizare destul de avantajos al celor de la hidroelectrica, la energie electrică. Acolo sunt alte probleme, ei nu emit facturile, sunt în urmă cu facturarea, dar din punct de vedere preț, e un preț bun. Dar dumneavoastră, în mod normal, dacă vreți să rămâneți la același furnizor, atenție că sunt mai mulți. Deci nu este doar unul, nu trebuie să rămâneți neapărat la cel la care sunteți acum, puteți să schimbați, puteți să cereți oferte la mai mulți, să alegeți una dintre ele, să urmăriți executarea contractului, deci să nu mai neglijați contractul, adică să știți când vă expiră. Sunt lucruri care trebuie să ne intre în rutină, pentru că altfel avem de plătit și scoatem bani din buzunar și e păcat. Eu chiar mă uitam, acum să știți, hidroelectrica e companie de stat, de asta nu e considerată publicitate în momentul ăsta, adică sunt mai multe îndemnuri publice venite din partea autorităților de a se merge către hidroelectrica. Știți la ce mă uitam, Răzvan Niculescu, asta nu-mi dau seama, dacă hidroelectrica a făcut acel site, dacă i-a dat drumul, ministrul energiei era în acest studio, la acest microfon, acum 10 zile, dacă nu mă înșel, sau poate două săptămâni, și spunea că cel mai târziu, la 1 februarie, dacă am reținut eu bine, va fi site-ul Hidroelectrica în funcțiune pentru a putea face abonamentele astea, cum se întâmplă și la celelalte companii, adică ușurință. Au început să proceseze mai bine solicitările. Eu mă uit aici pe un site Hidroelectrica, poate au altul separat, nu văd deodată că s-ar putea face chestia asta, există întrebări frecvente referitoare la serviciile cu pricina... Da, s-ar putea să primiți ceva aici, nu mai puteți să uitați. Domnul Cătălin, mai am întrebat dacă se poate, mai am întrebat de referitoare la asta și cu asta închei. Deci, electrica poate să încheie un contract automat, mai ales cu o firmă, dacă fără să anunțe și fără ca persoana juridică respectivă să fie de acord? Dacă este un contract și nu ați intrat pe acel tarif de urgență, eu cred că ei invocă faptul că tocmai că n-ați semnat un contract și pentru că n-ați semnat un contract ați intrat pe un tarif de urgență. Ei, probabil fiind furnizori de ultimă instanță, acolo în zona unde sunteți. Pentru că altfel să vă încheie un contract fără ca să-l semnați este să intre într-o zonă penală. Da. Mulțumesc tare mult, Ioan. Poate emit, poate nu emit. Întrebare, prețul cerut de RomGaz pentru gaz este mai mare în România decât în Germania, adică plătim mai mult decât în alte țări ale Europei, mă uit și pe Facebook. Multă lume crede lucrurile astea. Nu cred lucrul ăsta că plătim mai mult, dar avem niște probleme cu modelul de piață. Adică RomGaz, după ce a extrat gazul, plătește redevență statului. Și acea redevență pe care o plătește, pe o greșeală a statului, pe care încă statul nu a reparat-o, este folosit un nivel de referință, tranzacțiile de pe o zi pe alta, tranzacțiile pentru ziua de mâine se numesc, de pe bursa de la Viena. Ce legătură are bursa de la Viena cu piața din România, cu nivelul de trai din România? Și atunci, RomGaz-ul și toți ceilalți producători, practic, sunt instigați de către stat să se ducă cu nivelul de preț corespunzător bursei de la Viena, pentru că altfel ei ar vinde cu 100 de lei și ar plăti impozit la 200 de lei. O bursă de la Viena care este controlată în mare parte de ruși. Deci este o disfuncționalitate care trebuie rapid corectată. Și piața din România trebuie să aibă niște repere proprii.
prețul mediu publicat de ANR, prețul de pe, de pe platformele tranzacționare românești, fără să ne legăm de un indicator la impozitare care nu are nicio legătură cu noi. Bună observație. Suntem cu Răzvan Nicolescu, expert în energie. Mergem mai departe. Apropo, să nu uit această întrebare, ne-a zis ceva. Este posibil ca o companie, aceeași companie, același furnizor, să aibă prețuri diferite în orașe diferite? Da. Da? Da. Ai, ce interesant. Deci un preț în București, altul la... Da. De ce pot face asta? Pentru că se gândesc, de exemplu, în București am foarte multe puncte de vânzare. În București domin, vreau să intru și într-un alt oraș care este al altuia sau a fost al altuia, așa cum s-au împărțit. Furnizarea în România a fost făcută și a fost influențată de companiile de distribuție. În Oltenia avem CEZ și acolo era majoritar CEZ furnizare. În Moldova aveam E.ON, majoritar era E.ON furnizare. În București avem distribuitor Enel, majoritar era Enel și așa mai departe. Dacă intră pe o zonă care era, să spun așa, zona tradițională a CEZ-ului, se mai pot întâmpla astfel de lucruri. Să încerce o politică mai agresivă pe preț ca să atragă niște clienți. Să dau un preț jos, am înțeles. Cristian, salutare! Ești la România în direct. Încercăm să ne expunem problemele și vedem ce căi avem să ieșim din impasul ăsta. Bine ai venit! Bună ziua! Bună ziua! Cristian din Constanța sunt. Se aude? Da, da, sigur, te ascultăm. Da. În primul rând am o problemă cu furnizorul de gaze, Engie. Eu am plătit mereu în avans. Indexul pe factură era mereu mai mare decât cel de pe contor. Ultima factură pe care am plătit-o, pentru că eu am consumat mic, în octombrie, cu un index 754, de exemplu. Ei în decembrie mi-au adăugat în plus la factura din decembrie încă 100 și ceva, aproape 200 de lei. Pentru un index mai mic. Acum eu nu înțeleg. Am făcut reclamații la ANRE, am făcut și la ei în primul rând. Ei mi-au spus că sunt niște regularizări, nu înțeleg nimic de pe factură. Nu știu cum... Deci dumneavoastră vă citeați tot timpul contorul și îl comunicați, da? Da, dar ideea este că ei încă de la început, ei mi-au băgat un consum estimat. Da. 180 de metri cubi, de când am început contractul cu ei, de acum 2 ani, da, de zile. Am zis, nu e nicio problemă, oricum plătesc, o să consum în viitor. Și tot timpul a fost decalat. Eu am avut pe factură și plătit mai mult decât citeam de pe contor sau de când citeau ei la 3 luni. Da. Reprezentant. Dar acum sunteți cu indexul la contor? Aproape, aproape. Deci încă sunteți, nu am ajuns la cât am plătit. Sunteți încă cu consumul? Deci ați făcut niște plăți în avans. Da, da. Și ei mai spun să mai plătesc o dată pentru același index, cum ar veni, 754, cât am plătit ultima factură. Și eu n-am ajuns încă la 754, de exemplu. Da, este, aici, din punctul meu de vedere, este o eroare. Iar ce ați făcut dumneavoastră, ați făcut foarte bine, pentru că majoritatea oamenilor au făcut invers. Au estimat mai puțin ce au consumat mai mult și acum s-au trezit când s-au făcut regularizările că erau cu estimatul mult sub consumul arătat de contor. Da, am zis că măcar pentru prima dată să... fac cum se spune, să mai mult vara să plătești și da, pentru iarnă. Nu mi se pare, nu mi se pare justificat, părerea mea că este o eroare și că trebuie rezolvată dacă... Da, ei, deci mi-au băgat, deci n-aveți, deci chiar și eu care mai citesc și mă mai interesez, nu pot să-mi dau seama. Deci eu am făcut contract cu ei în iulie, în fiecare an, în luna iulie și poate din cauza asta sunt datorită acestui lucru, sunt norocos, pentru că am într-adevăr, acum sunt mai avantajat, am un preț per metru cub, deci mi s-a... mărit prețul față de anul trecut, înainte de nebunia asta, cu 50% doar. Deci plăteam 1,62 per metru cub, lei per metru cub, acum plătesc 2,4. Deci față de alții sunt oarecum avantajat per metru cub. Și, dar că e plafonat, asta este... să nu înțeleagă lumea că plătești prețul ăsta, că e plafonat. Eu nu știu, pentru că eu am calculat și exact așa este. Deci nu mi-a plafonat nimic în factură. O fi, poate, pentru că este prețul mai mic decât maximul care este pe național, pe toată scrie, țara. Cred că scrie pe factori. Nu-mi scrie nimic, pentru că oricum eu am plătit din septembrie, înainte să înceapă plafonările, ultima factură. N-am înțeles. Și prețul ăsta, deci l-am luat per kilowatt, ori 10,9 kilowatt, cât este un metru cub, și mi-a
Mi-a venit exact prețul. Cred că asta trebuie rezolvată direct la ghișeu cu oamenii de acolo, căci răspunsul nu e se rezolvă complicat. Nimic. Mulțumesc, Cristian. Am o întrebare pe care o repetă multă lume și nu am apucat să-i dăm un răspuns. Expiră foarte multe contracte, au expirat la 1 ianuarie. Ofertele sunt mari, de multe ori mai mari. Ce să facă oamenii în situația asta? Că te uiți și zici, dacă semnez acum, sigur sunt apărat până la finalul lunii martie, ce să... după martie nu mai sunt apărat de prețul ăla de 6 ori mai mare. Deci, trebuie să compare contractele de pe piață, asta este clar. Da? Și să aleagă cea mai bună ofertă. Și la energie electrică și la gaz natural. Apoi se aplică sistemul acesta de ajutor din partea statului, care sperăm să funcționeze, cu compensare, cu plafonare, cu această combinație adoptată de Parlament și pe care statul încearcă să o implementeze. Dar obiceiul de a compara contractele și de a încerca să găsim cea mai bună ofertă, mai ales că mai devreme discutam că cel puțin pe piața de energie electrică există una, dacă nu chiar mai multe oferte interesante, nu trebuie să ne intre în comportamentul obișnuit. Deci, să comparăm oferte, să citim contractul, să avem grijă să semnăm, ce semnăm, să avem grijă când expiră, toate aceste lucruri trebuie să ne intre în rutină. Altfel, suntem expuși. Încă o dată, da, aveți măcar o ofertă de stat pe piață, cea de la Hidroelectrica, care este în regulă, dar uitați-vă la toate, deci la toate ofertele care sunt pe piață și alegeți ce e mai important de acolo și nu uitați că vă puteți mișca între companiile astea, da? O să fie o perioadă mai grea, după care iarăși va fi o ofertă mai bună. Aici problema este să nu apară însă la un dat un furnizor din ăsta prost licențiat, care să te lase într-o nenorocire, cum a pățit primul nostru ascultător. Deci companii care au și un istoric bun și la asta să vă uitați. Dan, salutare, ești la România în direct. Prelungim un pic astăzi emisiunea, da? Trecem de ora 14 pentru că sună multă lume și sunt enorm de multe întrebări. Bună ziua, Dan din Piatra Neam sunt. Am o întrebare. E posibil ca același furnizor în același oraș să aibă prețuri diferențiate? Da, tocmai am răspuns. În același oraș? Da, în același oraș. Poate să aibă dacă sunt mai multe tipuri de contracte oferite. Adică să avem grijă că s-ar putea să fie contract. De exemplu, dumneavoastră vă angajați că la un preț fix sau celălalt care acceptă un alt contract are un preț variabil. A fost semnat contractul cu acum 3 luni, dumneavoastră ați semnat acum 7 luni. Deci cam pe același tip de contract, în același oraș, în aceeași perioadă de timp semnată contractele, mi se pare destul de ciudat să existe prețuri diferite. Dar să fim siguri că noi comparăm mere cu mere. Da, eu văd zilnic facturi, pentru că lucrez acum în domeniu, mă ocup de verificări la instalații de gaz și văd în fiecare zi facturi. Deci nu am mai văzut în Piatra Neamț factură cu un preț de gaz mai mare ca al meu. Deci toate sunt mai mici. Mie mi s-a dat un preț începând de la 1 decembrie de 0,332 de lei pe kilowattoră la gaz. Și am avut înainte, deci până în noiembrie, 0,125. Deci mi-au mărit cu 160%. Și n-am semnat niciun contract. Păi, să aveți grijă că poate, pentru că n-ați semnat niciun contract, dumneavoastră să fiți în acea categorie de consumator de ultimă instanță și să plătiți un tarif penalizator. Deci mergeți și negociați un contract și de fiecare dată când este foarte bine că studiați, este foarte bine că faceți comparație între facturi, vă încurajez să continuați în felul acesta, dar în același timp, când sezizați diferențe, să întrebați pe cei care vă arată facturile și când au semnat contractul, ce tip de contract, adică să fim siguri, documentați-vă, continuați să vă documentați și completați documentația pe care ați început-o, că e foarte bine ce faceți. Și în primul rând, mergeți să verificați dacă nu cumva sunteți fără contract, sunteți penalizați și atunci va trebui să semnați un contract. Asta e foarte interesant. Mulțumesc tare mult, Dan. Eu am văzut oferte de la diverse companii care spuneau așa, deci la prelungirea contractelor, și poate că asta s-a întâmplat multora. Eu însumi am primit o ofertă de asta care spunea,
Dom'le, fii atent că de la 1 ianuarie începem un nou an împreună, un nou contract. Dacă ești de acord să mergem împreună, nu ne da niciun semn, că noi înțelegem că ești de acord cu automatizarea asta. Dacă ești, vrei să te duci la altă companie, contactează altă companie sau dă-ne un semn și încetează contractul ăsta. De aici am dedus că este o automatizare în chestiunea asta. Evident, prețul mai mare, dar nu cel mai mare care era pe piață. Că mie nu mi se pare practica asta foarte în regulă, să știți. Pentru că dumneavoastră poate nu vă vedeți scrisoarea sau poate nu vă vedeți e-mailul sau poate se duce în spam sau poate nu sunteți atent la mesajul de pe telefon și îl ștergeți. Mie mi se pare corect să se creeze un sistem în care semnalați că ați văzut mesajul și că sunteți de acord să se continue în direcția propusă. Deci, acordul să existe. Deci nu să existe un tip de acord, pentru că această aprobare tacită poate să se întâmple fără ca dumneavoastră chiar să știți că vi s-a solicitat. Da, deci s-ar putea ca să fie unul dintre cazurile, adică să fie cazuri de genul acesta. Adică asta încercam să scot în evidență. Simona, salutare, ești la România în direct. Salutare, mă bucur să vă aud. Am și eu o speță destul de încurcată. E vorba de o centrală care deservește mai multe apartamente. Factura vine pe asociație de locatari, nu de proprietari, de locatari. Da, mă rog, speța e similară. Și eu, practic, ce fac? Împart acest consum pe apartament, în funcție de citirile de la ceasuri. Și am trimis la furnizorul de gaz tabel cu consumurile individuale. Cu rugămintea să, mă rog, am înțeles că și aceștia beneficiază de acea compensare de 25%. Ori trimit mail-ul, mi se confirmă primirea. Am întrebat cum se procedează într-o situație dintre asta, primesc mail pentru răspunsul dumneavoastră, citiți aici, îmi pune link-ul cu legislația și mă simt așa ca un câine care aleargă în cerc și încearcă să își prindă coada și nu știu cum să ies de aici. Deci dumneavoastră v-au aplicat acel discount sau nu? Nu, nu mi-a aplicat absolut nimic. Pentru că factura e socotită la total. Furnizorul are un contract factura, per total. Da. A depășit plafoanele de consum, sigur aveți un singur contor. Deci e o centrală comună care deservește 40 de locuințe. E fabulos. Și aveți un singur contor și un singur contract. Contractul este pe asociație. Singur contor, un singur contract, o singură factură. Și aveți de asemenea niște contoare, aveți un sistem de contorizare instalat din noastră? Da, da, exact. Adică nu împărțiți în funcție de suprafețe? În funcție de consumul individual, înregistrat de aceste contoare individuale. Și acest tabel, eu l-am trimis furnizorului. Și l-am trimis și atâta tot, că de acolo încolo nu s-a mai întâmplat nimic. Când am trimis un mail în care am rugat frumos să mi se spună, totuși o situație mai deosebită, ca să nu mai zică unii dintre acești consumatori beneficiază de subvenție. Deci, Dar cred că este un tip de situație care nu este acoperit de actualul sistem de aflat în funcțiune și adoptat de Parlament. Din punctul meu de vedere, ceea ce le-ați propus dumneavoastră cu tabelul și demonstrând că ar trebui să fie luat în calcul, probabil se invocă lipsa unei clarități legislative. În acest sens, vă recomand să vă adresați cât mai rapid Autorității Naționale de Reglementare în Energie, semnalând această situație și întrebându-i ce aveți de făcut, pentru că ei pot să genereze o propunere de modificare legislativă dacă se impune, și mi se pare că se impune în acest caz. Am mai discutat în emisiune cazuri similare, iar eu îmi permit să vă recomand pe viitor, încercați să faceți o investiție și dacă mai este necesar să investiți ceva în imobil și să existe contor să fie contor omologat pe fiecare apartament da, ar fi și contract bine, pe fiecare apartament, ca să nu mai complicați. Ar fi,
Ar fi mai bine, într-adevăr. Mulțumesc. Mulțumesc, Simona. Două telefoane, 10 minute vă mai îngădui, să vă rog să mai îngăduiți Răzvan Niculescu, să vedem, pentru că a sunat foarte multă lume și îmi dau seama că e un moment dificil, chiar dacă ești clasă de mijloc în țara asta. Ce s-a întâmplat în ultima lună este foarte greu de dus de majoritatea dintre noi. Claudiu, salutare! Ești la România în direct. Bună ziua, bună ziua. O să fiu foarte scurt, pentru că timpul este limitat. O problemă, e o energie. Eu sunt din zona Maramureș. Are niște facturi detailate foarte, foarte lambicate. Foarte. Deci am pus pe masă toate facturile ultime șase luni. Greu le dai de capăt. Al doilea lucru, se vorbește despre hidroelectrica. Am încercat să fac contractul cu hidroelectrica de 3 săptămâni. Făcuse hârtiile clasice prin e-mail. După aia m-au dat la emisiune pe domnul ministru. Site-ul s-a făcut peste o săptămână, dar nu este funcțional, cel puțin pentru cei din zona mea. Puteți să intrați pe client.hidroelectrica.ro. Am intrat, am făcut toate cele necesare, am băgat facturile, am băgat numele consum, am făcut toate. Când dai ok-ul final să trimit prin e-mail contractul final, după ce ai semnat, nu-ți vine, îți dă eroare pe site. Ați încercat de mai multe ori? De vreo 15 ori în două săptămâni, inclusiv aseară. Da. Asta e bine de știut, poate n-au cei de la Hidroelectrica, pentru că li s-a făcut enorm de multă publicitate. Adică dacă un ministru vine aici la acest microfon și în general în țară și spune la liberă, faceți contract cu compania de stat că e mai bine, dar în continuare compania de stat se chinuie să livreze treaba asta, trebuie să știe că lucrurile nu merg. Sau că e foarte multă lume care își dorește, sau Dumnezeu știe ce. Dar trebuie văzut. Ei au o ofertă bună. Deci asta, dar degeaba o ofertă bună dacă nu se încheie contractul. Dar oare acea ofertă este pentru toată lumea? Mă întreb și eu, sau este o ofertă limitată, mascată, sub... hai să mergem că e frumos acolo. Ar fi grav dacă ar fi ce... Noi, consumatori, nu putem verifica asta. Nu avem cum. Doar încercăm și vedem cum se poate. Puteți să verificați, repet semna, dacă este o glumă proastă, este... ar fi grav și cred că ar fi și puțin ilegal, dacă nu mai mult. Deci, dacă aveți astfel de suspiciuni, repet, puteți să le semnalați imediat autorității de reglementare. Dacă ai o licență de furnizare, pe o anumită politică comercială pe care o ai, trebuie să stratezi corect, trebuie să stratezi corect și nediscriminatoriu clienții. Da. Eu mă întreb dacă Hidroelectric ar putea să aibă și ghișee pentru o grămadă de lume care să pricepe mai puțin cu chestiile. Sau ar putea să se alieze cu o companie care are ghișee. De exemplu, cu Vodafone sau cu Orange sau cu... să folosească forța de vânzări a lor. Sunt multe modalități. Am implementat, când eram în zona de consultanță, am implementat un astfel de proiect în Polonia, dar depinde de politica fiecărei, companii. Și de ce își propun să facă. E un efort pe care statul trebuie să-l facă dincolo de chestiunea asta. Mulțumesc, Claudiu. Ultimul telefon de astăzi. Liviu, salutare. Mulțumesc că ești la România în direct cu Răzvan Niculescu, expert în energie. Alo, bună ziua, vă salut. În primul rând, felicitări pentru emisiune. Este prima dată când intru în direct, deși vă ascult aproape în fiecare zi. Am și eu o situație foarte încurcată la gaz. În fine, n-am să vă povestesc toată istoria. Am plecat spre Restart Energy. Mi-au mărit prețul. Am făcut și plângere la ANRE și ANPC. Pentru că în contract, într-adevăr, nu se specifica cu fix, că este preț fix în negru pe alb. Dar în același timp, să spunem, dacă citeai contractul nefiind un jurist, era clar că e ceva fix. În fine, nici ANRE și nici ANPC nu mi-au dat dreptate, după care am mers mai departe către E.ON și acum începe partea interesantă. Am făcut cererea să trec la E.ON și teoretic, conform contractului cu E.ON semnat, pe 29 noiembrie sau ceva de genul acesta trebuia să devină clientul lor. Problema este că între timp Restart Energy a ieșit de pe piață și m-au trimis la Engie ca furnizor de prima sau ultima instanță, în fine, nu știu exact cum se numește. Ultima. Ultima. Iar Engie mi-a facturat o săptămână. Okay, am înțeles că asta este situația și am mers mai departe, am plătit factura fără nicio problemă. Problema este că acum eu la E.ON, deși am contract și de energie electrică și de gaz, n-am primit factură decât de energie electrică. Am sunat la Eco Center și după
multe zeci de minute de așteptare, ne-au spus că a fost o problemă, contractul de gaze, că ceva s-a transmis greșit dinspre Restart Energy către E.ON, motiv pentru care nu s-a finalizat preluarea. Menționez că au trecut mai mult de, cred că 20 de zile sunt lucrătoare, au trecut cel puțin 60. Ei bine, eu n-am mai primit nicio factură la gaze între timp. Nici de acolo, nici de acolo, adică da. La curent am primit, sunt clientul lor, văd contractul meu în sistem, dar într-adevăr nici de acolo, nici de acolo n-am mai primit nimic la gaze. Nu știu exact ce să fac. Engie spune, nu, E.ON spune, domne, nu s-a finalizat preluarea, pe de altă parte eu le spun, fraților, eu am un contract semnat cu voi, negru pe alb, voi îmi spuneți că din 29 noiembrie sunt clientul vostru, eu nu mai accept nicio factură de la Engie, pentru că pe ultima instanță știți foarte bine despre ce prețuri vorbim. Deci sfatul meu este să mergeți, m-am confruntat, cunosc situația, m-am confruntat în familie cu o situație identică. Tatăl meu a avut o problemă identică cu a dumneavoastră. Sfatul meu este mergeți la ghiceu la E.ON și nu plecați de acolo până nu vă confirmă și vă arată că au trimis mail-urile și să vă confirme că se rezolvă problema, o să vă rezolve problema E.ON-ul în relația cu Engie și cu Restart Energy și deveniți așa cum a semnat consumatorul lor. Acum că vă auzi la radio, aș pune mâna în foc că capătă un pic de viteză treaba asta. Da, interesant e, evident, eu sunt din, evident, sunt din București, nu știu dacă E.ON are vreun birou în zona București-Silfov, știu că ei sunt în general pe Ardeal, evident, toată treaba am făcut-o digital, că suntem digitali, și nu știu dacă găsesc vreun birou prin zona să mă duc, dar da, mulțumesc pentru... Atunci la call center, măcar. La call center, da. Ok, am sunat în call center de vreo două ori, iar asta, apropo, mi se pare o lipsă totală de respect pentru clienți în situația în care ne aflăm să stai 30-40 de minute pe linie până prinzi un operator. Mi se pare absolut incredibil, da. Și lipsă de respect. Acum, mulțumesc tare mult, Liviu, dar știi ce se întâmplă? Asta e o situație de criză, eu mă uit cum au sunat astăzi telefoanele la noi și incapacitatea noastră de a răspunde la toate aceste probleme. Și noi suntem o emisiune de radio cu 500.000 de ascultători, din care sună doar o parte. Gândește-te că în sute de mii de oameni au această problemă. În mod evident, este și treaba companiilor și a statului să dea răspunsuri rapide la chestiunea asta, pentru că e chiar un moment dificil pentru fiecare. Sumele pe care le-ați auzit sunt sume grele pentru fiecare român care muncește în clasa mijlocie. Dar aminte pentru cei care nu au dare de mână. Răzvan Niculescu, mulțumesc pentru consultanță. Dacă ar fi să plecați cu o concluzie de aici sau să lăsați oamenilor o concluzie, care ar fi aceea? Să știți că mi-a plăcut foarte mult că oamenii sună și mi-a plăcut că nu stau. Deci cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem acum este, 1. Dacă sesizăm că, dacă ni se pare că ceva e neregulă, să semnalăm. Furnizor, autorități. Trebuie să plecăm de la premisa că nu întotdeauna avem dreptate. Putem să avem o interpretare care să nu corespundă realității. Uneori avem dreptate, alteori nu avem dreptate. Dar noi trebuie să semnalăm, nu trebuie să stăm. Da? Apoi, respectăm regulile. Nu ne apucăm noi să încălcăm regulile. Noi trebuie să facem tot ce putem ca alții să nu încalce regulile, noi trebuie să le respectăm. Pentru că altfel ne expunem unor riscuri pe care nu e bine să ne le asumăm. Iar pe partea de autorități, văd, cel puțin la nivel de prim-ministru, văd așa o dorință de a rezolva problema. Deci este o dorință, o disponibilitate de a rezolva problema. Noi suntem într-o situație mult mai bună ca bulgarii, ca ungurii, ca alții. Repet, noi depindem cel mai mult de aceste fluctuații provenite din străinătate. Ce ne trebuie? Ne trebuie un sistem, că dăm banii înapoi, că dăm vouchere, că blocăm prețurile. Un sistem care să fie clar, simplu de aplicat și să închidem odată această problemă, pentru că e un moment în care noi, ca societate, trebuie să fim mai uniți, mai toleranți unii cu alții și nu avem nevoie de o problemă socială într-un domeniu, repet, în care lucrurile sunt în mâna noastră. Mulțumesc tare mult, Răzvan Niculescu, fostul președinte al Autorității Europene de Reglementare în Energie în studioul Europa FM. E un tip de emisiune pe care o să-l repetăm. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.